pamporea moi. Furtuna plescă neaști, și de doar noaptea le-a vrut moi. Minte lânzățaște, și de doar noaptea le-a vrut moi. Minte lânzățaște. Bună dimineața, trezirea România! Noi am venit în căsuțele voastre în această dimineață cu voie bună și cu muzică foarte frumoasă. Ne place muzica armânească, ne place muzica machidonească, ne plac oamenii frumoși, ne plac oamenii veseli, ne plac oamenii familii și tot dansăm. Bună dimineața, draga mea, Lavinia! Bună dimineața! Bună dimineața, dragul meu Mihali, doamnelor, domnilor, bună dimineața! Bună dimineața, le spunem și colegilor noștri, bună dimineața tuturor, oameni dragi, oameni frumoși! Am venit în această dimineață și a răsărit soarele odată. Soarele e sus noastră pe cer! Ce frumos este la matinal și popular și ce frumos se aude muzica în fundalul nostru, pentru că și voi acasă trebuie să dansați. Andrei, dă muzica tare, să audă și telespectatorii și haideți să dansăm cu toții! Bună dimineața, pentru că așa se începe o zi frumoasă, cu muzică, cu atmosferă, toată echipa dansează! Haideți, oameni buni, oameni frumoși, să ne trezim cu veselie. Așa trebuie să ne trezim în fiecare dimineață și să-i mulțumim lui Dumnezeu că existăm, pentru că suntem sănătoși, pentru că suntem fericiți, pentru că suntem împliniți, pentru că suntem împreună. Cu Lavinia Furtună. Și cu Mihalis Dumitrache în fiecare dimineață. Doamne, ce frumos este în platoul nostru și ce atmosferă frumoasă găsim noi aici în fiecare dimineață. Bine, de fapt, noi o facem toți, această familie etno, împreună cu echipa noastră de aici, de la Matinal și Popular. Ne bucurăm tare mult ori de câte ori ne întâlnim să bem o cafeluță împreună și să povestim alături de invitații noștri și, să mâncăm și cu dumneavoastră, colaboratorii noștri cei mai dragi. Și să mâncăm și câte o bombonică, draga mea, pentru că avem o bombonică în platou. Mara Eliza Barza, specialist în comunicare, a sosit în această dimineață cu bomboane fără zahăr pentru toată echipa Matinal și Popular. Îți mulțumim tare mult! Bună dimineața! Bună dimineața, draga noastră! Mara, bine ai revenit la Matinal și Popular. Te-ai făcut deja comodă pe canapeluța noastră de la homes.ro și ne-ai și îndulcit cu o bombonică. Mulțumim! Bună dimineața! Dar ce surpriză frumoasă m-ați întâmpinat cu muzică de-a noastră machedonească, armânească. Să știi că Lavinia a fost complicea în această dimineață și a zis, o avem pe Mara, începem pe o melodie armânească și salutăm și pe băieții din formația Pindu, îi salutăm și pe băieții din formația Steaua Divrearii și așteptăm la noi, îi salutăm și pe băieții de la Macedonia și Steliana Rău. Bravo, pentru că pe toți artiștii din comunitatea noastră. Da. Și pe Cornelia Rednic, pentru că și ea cântă muzică armânească, pe Elena Gheorghe. Avem atâția artiști care cântă atât de frumos această muzică armânească și această muzică machidonească, cum îi spun românii. O muzică care, într-adevăr, îți dă așa poftă de viață. Într-adevăr, mai ales acum că începe sezonul evenimentelor, nunți, botezuri, eu abia aștept că în familie avem mai multe evenimente și abia aștept să trăiesc mai multe nopți cum pe muzica armânească. Foarte frumos! Mara Eliza Barza, oameni buni, oameni dragi, este specialistul nostru în comunicare, iar astăzi vom vorbi cu ea despre ce înseamnă ca un artist de muzică populară sau un artist de muzică ușoară sau, în general, un artist din muzica românească, cum trebuie să țină legătura cu publicul, cum reușește să se facă mai vizibil, să aibă mai multe, să aibă mai mulți followers, cum se numește, urmăritori, pe Instagram.
Instagram. Vizualizări. Vizualizări pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok. Ce se întâmplă și cum poate un artist să fie mai vizibil conform specialistului în comunicare? Ia spune-ne, Mara, care ar fi secretele? Învață-ne cum în primul să fii vizibil. În primul rând, artiștii trebuie să fie activi și să fie descoperiți pe social media. Sunt atâtea rețele. Vorbim de Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, de exemplu. Dar și că sunt foarte mulți artiști, Mara, care nu petrec foarte mult timp pe rețelele de socializare. Sau care nu știu. Dom'le, mie îmi place să cânt și o fac foarte bine la evenimentele la care eu sunt invitat. Dar nu sunt atât de activ pe partea aceasta, nu știu ce să-i livrez publicului în online, astfel încât să vină mai multe comenzi. Că până la urma urmei oamenii de asta se promovează, ca să fie din ce în ce mai multe evenimente. Și să ajungi la publicul tău. De-a lungul timpului am lucrat cu mulți artiști, fie că erau actori, cântăreți, diferite trupe. Și într-adevăr am întâmpinat această reticență a lor de a fi vizibil în online, crezând că este suficient să fie activ la evenimente și atât oamenii o să-i găsească. În piesele lor de teatru sau pe scenă atunci când performează sau la emisiunile TV. Însă nu este suficient acum, pentru că nu sunt doar ei artiști, sunt și alți artiști foarte talentați. Așa. Iar este. Oamenii trebuie să știe muzica lor, să știe unde să-i găsească cât mai rapid. Acum, de exemplu, și eu prin proiectele mele, când am nevoie să contactez pe cineva, dacă nu am adresă de mail, merg pe Instagram și scriu direct acelei persoane. Așa vor face și organizatori de evenimente și oameni care vor să se căsătorească, de exemplu, și îi vor invitați la evenimente. Așadar, este bine să fie descoperiți, să fie prezenți și activi, iar dacă, de exemplu, nu se descurcă ei, au nepoții, copii, pot învăța aceștia. Nu trebuie neapărat să apeleze la specialiști, la o agenție sau la specialiști care să-i îndrume. Oamenii din jurul lor, de exemplu. Dar care ar fi cel mai important lucru, primul lucru pe care trebuie să-l facă un artist ca să fie super vizibil? Uite, în momentul în care scoate o piesă, în momentul în care lansează o piesă, aici mă rezum doar la muzică, muzică populară, muzică ușoară, nu contează. Muzica românească, musical. În general. Da, în primul rând, când are o piesă nouă, poate să facă un video din studio, când înregistrează, să fie un teaser, adică oarecum să le transmită oamenilor că pregătește o piesă nouă. După aceea să facă un clip pe care să-l încarce pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram sau, și acest clip poate să fie împărțit în mai multe bucăți. Pe YouTube să fie integral, pe TikTok o bucățică din el. Poți să faci filmări din culise când înainte să încep filmările. Cumva astfel încât să oamenii să vadă și clipul întreg, dar să vadă și ce s-a întâmplat iar înainte de pregătirea videoclipului. Să încerce să fie prezenți în viața ta, că până la urmă fanii și urmăritorii și prietenii sunt prezenți în viața ta, așa cum sunt cei de zi cu zi, așa se identifică și ei chiar din căsuțele lor, de pe un telefon, de pe o tabletă, din fața televizorului, vor să fie prezenți în fiecare zi. Iar dacă tu, probabil dacă faci această comunicare activă cu ei, ei chiar se simt prezenți. Vorbești cu ei, le arăți cum a fost la filmarea de videoclip, le arăți un teaser, le spui: mama, acum filmez sau am primit. Probabil îi facem curioși și atunci vor rămâne mai mult timp lângă noi. Da, stârnim curiozitatea și familiaritatea. Oamenii se vor simți mai apropiați de tine. Nu te văd doar îmbrăcat, aranjat, mereu țiplă la evenimente. Te văd în mai multe ipostaze din timpul tău. De aceea un artist poate să comunice și alte lucruri în afară de muzică. De exemplu, dacă sunt pasionați de sport, în timp ce fac sport, dacă sunt pasionați de gătit, de călătorii și alte lucruri, neapărat din intimitatea vieții personale, dar lucruri care să-i reprezinte și prin care să inspir pe ceilalți. Ca să se identifice omul cu tine, până la urma urmei. Și să-și găsească și modele. Pentru că am văzut că se poartă acum și am înțeles că a fost un trend la nivel mondial, ca toate artistele, le vezi acum și pe TikTok și pe Instagram, cu machiatul și demachiatul. Asta e fața mea naturală. Dacă dăm acum și ne uităm pe toate rețelele aceste sociale, vedem, aceasta e fața mea naturală. Mă, dar aceea și era și înainte, că un pic de machiaj se face și noi la televizor nu putem veni exact cum arătăm pentru că lucim.
trebuie să înțeleagă acum și telespectatorul. Acum depinde de tipul de machiaj, că dacă pui foarte mult machiaj... La bărbat nu e cazul la televizor. Persoane, în momentul în care se demachiază total, nu mai au nicio legătură cu persoana machiată. Da, depinde. Aici depinde de fiecare depinde parte. Depinde ce vinzi ca S-a imagine. S-a trezit și cocoșul din grădina noastră. Dar e important să fim cât mai... Făcea cucurigua mai... din auri. Da, și l-am auzit în cască. E important să fim cât mai natural și într-adevăr și o femeie n-ar trebui să exagereze cum machiajul, chiar dacă este un machiaj de scenă sau cântă la evenimente. Ai sine de fiecare, dar tendința la nivel mondial este spre naturalețe. Sunt persoane care acum și artiste se duc foarte puțin machiate. Doar, cum ai spus tu, astfel încât doar să acoperi luciul, tenul care lucește sau cum ești într-un platou, dar mai spre naturalețe. Vedeți, doamnelor și domnilor, până la urmă și atunci când ești artist, trebuie să promovezi eul personal, dacă putem spune așa. Trebuie să fii natural, trebuie să fii original. Trebuie să fii tu, și pentru să că comunici și dacă vrei să joci... conținutul care ți aparține, să creezi. Și ajungem și la creație. În momentul în care ne afișăm pe rețelele sociale, la evenimente și așa mai departe, am văzut că în România, și acum vorbim în speță de România, oamenii mai imită. Artiștii se mai imită unii pe ceilalți. Mai, ai noștri pe cei de... Da, da, da. Ai noștri pe cei din, ocean, din afară. Uh-huh. Pentru că și noi ca artiști avem și noi idolii noștri. Și idolii noștri și normal, la rândul lor au și ei idolii lor. Și tot așa. Din păcate, din punctul meu de vedere, atunci când imităm prea mult, copiem, e un trend mai mult inițiat de social media. Pe TikTok vezi cineva face o acțiune, are o activare și toată lumea la fel. Ceea ce nu este ok, că nu, ar trebui să ne gândim de 2-3 ori înainte să facem asta, să dăm un pas, facem un pas în spate, să ne gândim, ne reprezintă, este autentic, vrem să fim așa doar în rândul mulțimii sau vrem să fim noi original și în stilul nostru autentic. Așadar, dacă toți ne inspirăm de la unii, de la alții și artiști din străini din America se inspiră de la artiști europeni, roata a fost inventată, nu o reinventăm, ne inspirăm, dar să aducem acel plus personal de originalitate. Acea unicitate pe care o avem fiecare dintre pentru noi. Pentru că altfel este ceva fals, nu o să fie nimic memorabil, nu o să inspiri, o să fie încă o persoană care a făcut același lucru sau care s-a îmbrăcat la fel, care a făcut același Deși lucru. Deși am văzut de multe ori, cel puțin în muzica ușoară, foarte multe artiste care s-au inspirat și de multe ori au fost așa copie fidelă, unul la unul cu Madonna, cu X, cu Y și să știi că au prins pe meleagurile noastre pentru că au fost altceva față de colegele lor, să da, zicem. Da, acum depinde cum reproduci. Dacă în moment artistic și vrei într-adevăr să pară că o reinterpretezi pe Madonna, cumva ca stil, dar pe termen lung, dacă vrei să ai un stil al tău autentic, trebuie să vii cu ce al tău și să dezvolți. Da, și să fim naturali până la urma urmei în fața publicului, pentru că dacă intri într-un rol și îl joci la nesfârșit, cred că este foarte obositor. Trebuie să vorbești natural cu oamenii, să te comporți într-un fel cu ei, astfel încât să-i atragi și să fie aproape. Da. Așa este. Noi chiar mă uitam acum pe rețelea de socializare și noi, doamnelor și domnilor, avem aici Matinal și Populari, unde primim foarte multe mesaje. Vă rugăm să ne scrieți. În această dimineață am făcut o poveste, un story pe pagina noastră de Facebook din momentul în care noi ne aflam în cabina noastră de machiaj și chiar noi avem un sunet de dimineață, este sunetul periei Laviniei. Noi cu acel sunet ne trezim, iar căldura periei Laviniei este căldura de care avem nevoie pentru a începe o zi extraordinar Asta de frumoasă. Asta iarnă v-a fost bine. Da? Mai vedem. Așa mai vedem este. La vară. Doamnelor și domnilor, ne place și muzica, o avem pe Mara Eliza Barza în platoul nostru, specialist în comunicare și vom discuta despre cum putem să fim în contact cât mai mult timp artiștii cu prietenii urmăritori. Dar până atunci avem o artistă extraordinară și ne-aș cerut-o, iar noi în acest moment suntem pregătiți să o trimitem în căsuțele dumneavoastră. Surpriză, pe, da? Nu, pe Vlăduța Lupău. Păi s-o da, vedem... am zis că o ținem ca și surpriză. Surpriză, da. Vlăduța Lupău e surpriza dumneavoastră.
oriunde te-ai învârti, măi, plină-i lumea de mări, la 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 la. Și-ntre neamurile mele când ești coplouat cu ele, la la la. Faină-i numele Mărie, mi-l-o pus mama și mie. Și când eram mai micuță, îmi zicea și Măriuță. Unde mergi și unde stai, măi, dată păstă Mărie, dai la 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 la. Și la noi în sat să știe, păi la tătă ca să-i Mărie, la la la. Mi l-a pus mama și mie. Și când eram mai micuță, îmi zicea și Măriuță. Dacă-i Mărie bunica, păi Măriuță-i nepoțica, la la la. Ca să nu le încurce nimeni, le strigă pe nume, la la la. Faină-i numele Mărie, mi-l-a pus mama și mie. Și când eram mai micuță, îmi zicea și tu Măriuță. Mărie e nume mândru, adică când lumea și pământ, la la la. Și nu-l poartă orice cine, numai cui își de bine, la la la. Faină-i numele Mărie, mi-l-a pus tata și mie. Și când eram mai micuță, îmi zicea și Măriuță. Și faină-i numele Mărie, mi-l-a pus tata și mie. Și când eram mai micuță, îmi zicea și Măriuță. Faină-i numele Mărie, Vlăduța Lupău. Să știți că Vlăduța chiar a făcut furor cu foarte multe melodii de ale ei. Și avem un exemplu. Avem un exemplu, exact, pentru că este un om foarte muncitor. Este un artist care de câțiva ani de zile se preocupă de imaginea pe care o afișează în fața publicului, fiind foarte naturală. Am văzut că Vlăduța se postează de foarte multe ori, nemachiată, cu fel și fel de story-uri de la țară, cu animale, indiferent unde se duce, că participă inclusiv și la muncile câmpului de multe ori și a băieților. Ți se pare că are o echipă în spate, niște specialiști în comunicare? Eu nu pot să spun lucrul ăsta, poate Mara și dacă poate știi, da cu părerea, nu știu ce să de zic. Activitatea Vlăduței. Cu siguranță are o echipă în jurul ei care o ajută atât vestimentar, cu concertele, cu evenimentele și probabil și pe zona de comunicare. Adică, pentru că ea a luat amploare așa dintr-o dată. Dintr-o dată a fost brusc, a apărut Vlăduța Lupău din artistul de muzică populară, a devenit artistul de muzică de petrecere, a făcut foarte multe colaborări. Este bine să facem colaborări atunci când suntem artiști, poate cu nume mai mari, astfel încât să escaladăm un pic pe scara ierarhică? Este o strategie foarte bună să-ți asociezi imaginea și cu alții artiști, pentru că oricum aceste colaborări sunt de comun acord. Dacă acei artiști nu ar fi impresionați de tine, de talent tău, nu ar colabora cu tine. Așadar, este și o validare și te ajută pe termen lung și pe termen lung să-ți dezvolți o carieră frumoasă și să ajungi la o audiență cât mai vastă, la cât mai mulți oameni. Pentru că fiecare artist din fiecare categorie în care cântă are un public specific. Și tu cântând, având mai multe colaborări, clar ajungi la o audiență mai largă, mai extinsă. Bravo! Deci până acum noi am învățat de la specialistul nostru, Mara Eliza Barza, specialistul nostru în comunicare, am învățat că trebuie să fim foarte activi pe rețelele sociale, să încercăm să postăm cât mai des lucrurile care ne aparțin, nu intimitățile, ci lucrurile frumoase pe care le facem, să facem colaborări. Momentan, până în acest moment, am găsit 3 indicii atunci când suntem artiști, fie de muzică populară, fie de muzică ușoară, fie de orice tip de artist, avem 3 lucruri de care trebuie să ținem seama până acum. Bineînțeles că o să le dezvăluim telespectatorilor
pe parcursul emisiunii, mai multe ponturi, astfel încât cariera lor să fie cât mai frumoasă. Și eu mă bucur că am abordat această temă cu Mara Eliza Barza, specialist în comunicare, în această dimineață, pentru că avem foarte mulți colegi de-ai noștri, artiști, care ne urmăresc în fiecare dimineață și sunt convinsă că dacă stați alături de noi până la ora 11, veți afla foarte, foarte multe informații prețioase pentru cariera dumneavoastră. Dar acum, luăm o scurtă pauză de publicitate, mai bem o cafeluță de cafea, intrăm pe Facebook-ul nostru Matinal și Populari, după care revenim. Ia uite cu ce ne întoarcem. Și cu taifasuri, stăm la taifasuri. Stați cu noi. Am întors, prieteni, o salutăm și pe doamna Margareta Clipa cu drag și dor, iar pe dumneavoastră cei de acasă vă invităm la taifasuri. Nu uitați că apare joi la toate chioșcurile de presă și vă puteți bucura de foarte multe premii dacă vă abonați la revista Taifasuri. Așa cum v-am obișnuit, de fiecare dată avem foarte multe articole interesante, farmacia verde, doamnelor și domnilor,
domnilor, în cazul în care doriți să vă tratați, mai ales în această perioadă. Interviuri cu artiști și interpreți pe care dumneavoastră îi îndrăgiți. Uite, deja am deschis la pagina Florin Vasilică. 16. Florin Vasilică a dat un interviu de suflet pentru revista Taifasuri. Cupidon stă la Taifasuri, draga mea, și ia uite, Florin, 62 de ani, sper să întâlnesc o doamnă serioasă, elegantă, înaltă și suplă. Doamne ajută, Florin, să o întâlnești, cu siguranță și doamnele au numere de telefon, toți, Cupidon stă, Virgil, 68 de ani, să fie drăguță, suplă, gospodină, statornică, nefumătoare, cu obligații minime. Mai Virgil, ești cam pretențios, înțelegi tu ce spune? George, 79 de ani. Niciodată nu e prea târziu să fie o doamnă săracă, gospodină, fără vicii, cu bun simț și suflet mare. Așa trebuie să fie toți domnii și toate doamnele. Și mi-a sărit privirea și la horoscop, draga mea, Lavinia. N-am citit la berbec, dar la pești spune peștii vorbani. Totul perfect adevărat. Nu citim mai mult, pentru că trebuie să mergem... Am văzut în pagina 26, găsim și topul mondial al celor mai savuroase fripturi. Nu e de alta, dar tot suntem în post. Mamă, să facem festivalul fripturilor. Da. Da, să facem așa. Avem și taifasuri muzicale, avem și premii la taifasuri de 1000 de ori. Pe 29 august 2024 va apărea numărul 1000 al revistei. Revista ne mulțumește că toți cei abonați suntem aproape și avem o excursie la Dubai, două premii de câte 1000 de euro, trei frigidere, un televizor 4K Ultra HD și multe altele. Așa că mergeți la toate. Revista Taifasuri joi apare, mâine dimineață. Mergeți la toate chioșcurile de presă și veți primi cadou și un CD cu colega noastră și prietena noastră dragă, Lorena. Și apropo de Lorena, mâine seară de la orele 20 o întâlniți pe Etno, pentru că este joi, petreceți cu noi, petreceți cu Lorena. Draga mea, Lavinia, ai văzut pe cine trebuie să ascultăm? Ce ne-au spus telespectatorii? Pe cine își doresc să ascultăm chiar acum? Telespectatorii noștri își doresc muzică bună în această dimineață. Telespectatorii noștri își doresc să vadă artiști îndrăgiți care să vină să performeze la scena Doamna succesului. Mioara Roman. Telespectatorii noștri își doresc chiar acum să asculte o melodie cu Diana Matei și Taraful Cleante. Am atins cerul cu mâna.
mă topesc ușor și când vorbești de iubire, răcii plin de fericire ai pe o stea inima mea. Dacă lângă mine ești, ui de toate când zâmbești și trăiesc clipa și dragul, când trece iubirea pragul. Salutăm pe prietenii noștri, Diana Matei și Tarafu Cleante, oameni buni, oameni dragi. Am revenit la Matinal și Popular și alături de noi a venit și prietena noastră dragă, dar și a dumneavoastră, pentru că nu mai are dușman, pentru că nu mai are nimic, are doar prieteni și e o veselie întreagă. Saveta Bogdan, machiată superb în această dimineață. Bună dimineața, doamna Saveta. Mulțumesc, dragii mei, asta vă spuneam că... Deci este ceva de Bangladesh. Da, da, și de obor. De obor. Veneam de la obor, da, când fac și eu cumpărăturile. Ce credeți? Îmi vine unul la mine și îmi zice, auzi? Dar românește, mă, vorbea stricat. Eu vreau să fac un copil cu tine. Au, cu mine. Bomba! Bomba! Cu mine, zic cu mine. Păi una de, de 18 ani nu-ți găseai, mai găsi pe mie de 20. La că, da, eu plac pe tine, eu, ai dute, adică un domn din Bangladesh. Da, mă, dar era frumos și el foc. Adică nu ați fost dispusă. Dacă fica dumneavoastră, doamna Bogdan, nu face copii, faceți dumneavoastră și nepotul. Acum facem și căsătoria mixtă. La 70 de ani acum. Cam la ce vârstă era domnul? Nu știu, era tânăr, rău. Nu l-ați întrebat? Nu știu dacă avea nu știu dacă avea 25 de ani, dar era frumos. La 20. Da. La 20, da. Alături de noi o avem și pe Jessie Baneș, ne facem prieteni noi la Matinal Bună și Popular. Jessie. Bună dimineața. Bună dimineața. Mă bucur să vă cunosc. În primul rând aveți o energie minunată. Sunteți superbi împreună și Doamne ajută să fie să un proiect mulțumim. De succes așa dimineața acum. Mai greu cu trezitul, da. Dar noi avem cred experiență că n-aveți probleme. În ceea ce privește succesul și dragii în ceea ce draga prezitul. Mea, Jessica, ia. Sunt nașii succesului. Mulțumim, doamna. Doamna Veta, istoricul nostru, care dosarul... Are dosarul nostru. Are dosarul nostru, doamna Saveta, și deschide la ce pagină vrei tu. Da. Bine, dacă stăm să ne gândim, doamna Saveta are dosarul tuturor. Stai liniștită. Păi și și pe mine m-a întâlnit de două ori și deja știe cam tot. Adică nu mai pot să ascund nimic. Uite, noi nu prea știm multe lucruri despre Jessie. Vrem să o descoperim în această dimineață. Să spuneți-ne dumneavoastră ce știți. Ce v-a venit așa pe la ureche despre Jessie? Măi, e o fată frumoasă, în primul rând. Vedem și noi, este, e tânără. Da? E tânără, ne-am văzut vedem, parcă da. Pe la alt post de televiziune, noi ne-am văzut? Da, am fost de Revelion împreună, da. Așa. Mai multe și ce părere v-a făcut Jessie? Măi, cântă frumos. Și merită să fie promovată, pentru că eu... Merită, o să vedeți. O să vedem? Da. Așa că... Ce simpatică, da, e o scumpă. N-ai cum, n-ai cum cu doamna Bogdan. Suntem de aproape amândouă. Doamna Saveta, de unde sunteți? Eu sardeleancă. Așa, ca și mine. Păi vedeți că sardelenică se înțelesc. Se cunosc aici mai bine la Matinal și Popular, pentru că despre comunicare și despre succes vorbim în această dimineață. Comunicăm și cu dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook Matinal și Popular. Stați cu noi, pentru că fără vanitate ne întoarcem după publicitate. Thank you.
și guriță. Ai la 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 la. Ziua și noaptea bădiță. Ai la 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 la. Eu voi face o păuniță și-o zbura peste portiță. Să-ți o pui la inimioară. Ai la 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 la. După ce mi se ruta, mă, să mă duci la casa ta. Să fii drag bărbatul meu, mă. Ai la 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 la. Să gândești ce gândesc eu, mă. Ai la 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 la. Să fii drag bărbatul meu, mă. Ai la 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 la. Codrii minunați, noi suntem frații din Carpați. Cât vezi în lung și în lat, nu s-a mai aflat țară mândră, stea, România mea. Munți în aur scăldați, codrii minunați, noi suntem frații din Carpați. Este doar un loc pe pământ, rupt din rai ce poartă alți ocâni. Domnul cel bun ne-a dat crai binecuvântat și un brav popor unit sub tricolor. Sub cruce am luptat cu orice împărat, Avram, Mihai și Ștefan ne-au salvat. Domnul cel bun ne-a dat crai binecuvântat și un brav popor unit sub tricolor. Sub cruce am luptat cu orice împărat, Avram, Mihai și Ștefan ne-au salvat. Puternic ca un leu e românul meu, dragostea de pământ e un legământ. Nici de la hor în sat înlături nu s-a dat obiceiul în lume l-a purtat. Puternic ca un leu e românul meu, dragostea de pământ e un legământ. Nici de la hor în sat înlături nu
s-a dat, obiceiul în lume l-a purtat. Este doar un loc pe pământ, rup din rai ce poartă alți o cânt. De la Dunăre și peste Prut, e pământul sfânt unde am crescut. Bravo! Jesse Baneș, doamnelor și domnilor, a cântat despre România noastră frumoasă și chiar mi-aș dori să ne spui cum ai ajuns să simți, să vrei să cânți o melodie pentru țara în care patriotică te-ai născut până la urmă și țara în care trăiești. Poate vi se pare ciudat din punct de vedere al vârstei, că sunt cam tânără. Să știți că multe persoane mi-au scris în comentarii: măi, tinerii din ziua de astăzi nu mai iubesc România, și ne bucurăm din suflet. Erau mame care îmi scriau că vedem că încă tinerii mai speră că țara asta o să-și revină. Într-adevăr, mulți de vârsta mea, poate și de vârsta voastră, se gândesc... Ce vârstă ai, Jesse? 27, o să împlinesc 28 peste două luni. Mulțumesc la fel. Mulți tineri deja au gândirea aceasta occidentală. Gata, eu plec, mă răzvrătesc, nu mai vreau țara asta, nu mai vreau să lucrez aici. Da, au dreptate. Nu zic că nu. Au dreptate. Lucrurile nu sunt așa de bune pe cum ar trebui să fie și atât de roz, dar eu încă mai am speranța că țara noastră o să-și revină și dacă noi nu rămânem aici să luptăm, uite că anul ăsta e un an important pentru noi, nu cred că se vor schimba lucrurile în bine și eu chiar cred că România este exact așa cum am descris-o în aceste versuri și vor mai urma mai multe melodii tot despre țara noastră și o să vin cu drag la voi să le cânt. Te așteptăm cu drag. Să știi, Jessica, că în străinătate nu scâine cu colaci în coadă. Asta am zis și eu. Degeaba lumea vrea, da, câștigă exact pe moment, dar muncesc ca robii. Am fost la Londra și... când au venit românii din diaspora și au dat mâna cu mine, știi cum erau mâinile lor? Bătătorite, ziceai că sunt pietri. Da, doamna, deci muncesc ca robii. Noi trebuie să le de bine. De bine ce le normal este. Normal că da, nu e. Și da, avem și specialistul nostru în comunicare. Da. Și tema emisiunii noastre de astăzi este dacă comunicarea este cheia succesului și vreau să ne referim la tema emisiunii noastre de astăzi, pentru că de aceea este și Mara Eliza Barza, care e specialist în comunicare și PR, să vorbim despre cum reușesc artiștii. Despre asta vorbim astăzi. Și uite, am găsit la un moment dat Jesse Baneș spune că dacă nu ești dispusă să-ți afișezi unele părți ale corpului, nu prea ești mediatizată. Până acum, până să intrați și voi în platou, noi am descoperit de la Mara că trebuie să fim foarte activi pe rețelele sociale, trebuie să vorbim și să împărtășim ideile noastre cu cei care ne urmăresc, că trebuie să le dăm anumite teasere din videoclipurile pe care le facem, din culise, din emisiunile la care și mergem. Și să expunem și o parte din viața noastră personală, dar nu neapărat în limita bunului simț. Din intimitatea noastră. Sunt foarte mulți artiști, uite, care, de exemplu, nu își doresc să se afișeze cu partenerii lor. Adică eu vin în fața telespectatorilor ca și artist, dar nu vreau să se scrie despre mine că sunt măritată cu X, că sunt cuplată cu Y, că e bine sau nu e bine lucrul acesta. Adică oamenii, până la urma urmei, sunt oameni cât, și cei de acasă. Cât de asumați trebuie să, da, fie? Să se identifice, după părerea mea, cu tine, pentru că nu cred că ar fi o problemă și dacă le mai dăm așa cât un pic și din viața noastră personală. Tu, Mara, ce părere acum ai? Depinde foarte mult și de partenerii pe care îi are fiecare. Dacă trebuie să le respecti dorința, dacă vor să fie într-un cont de umbră, ai mare adevăr, vizibil, să știi că soțului meu nu-i place niciodată să vorbesc despre el în emisiuni. Acum ce să fac? O fac, n-am ce da. Ești puterea exemplului. Iartă-mă cu speranța că mă vezi în această dimineață. Bună dimineața! Te iubesc! Așadar, așa, este despre noi, dar nu este doar despre noi. Trebuie să respectăm intimitatea celor din jurul nostru, familiei, soțului, iubitului, dacă vor să fie prezent sau nu. În și iată public, că avem un contrast aici. Cum își făcea publicitate sau cum se mediatiza?
Saveta Bogdan, care este pe piața muzicală, este istorie și trebuie să spunem acest lucru, pentru că sunteți un om care reprezintă cu mândrie folclorul din zona Bistriței și de la 16 ani ați luat-o pe drumul cântecului. Cel mai important și cel mai important este că doamna Saveta a rezistat până în zilele astăzi. Aici asta este cel mai important. Păi stai să vă explic. Eu n-am vrut să spun că am fost măritată de două ori, deși lumea știe. Așa. Numai la noi emisiune ne-a spus de 100 de ori. Vă spun de 100 de ori și acum e 101. Bravo. Pentru că, măi, stați să vă dau un exemplu de săptămâna trecută. Venem de la o emisiune cu un taxiu. Și taximetristul ăla, i-am plătit banii, el am nici mai apă pe obraz. Erau de ai noștri pe jos, dar nu știu pe cine urmăreau, pe mine sau pe alții, și s-au ținut după taximetristul ăsta. Ăsta s-a dus în Piața Unirii și acolo s-a întâlnit cu o femeie, cu o doamnă, și la care ăștia au scris la ziar și au spus o înșală amantul lui Saveta Bogdan. Și eu l-am văzut în viața mea pe acest om, decât atunci... Da, dar a fost un motiv. Un motiv că m-a pupat pe obraz. Nu, dar a fost un motiv în care s-a scris un articol despre Saveta Bogdan. Da. Este bună această publicitate, fie ea și interpretată ciudat, Mara? Publicitatea pozitivă, negativă este publicitate. Te ajută să fii prezent și să ajungi... Și să fii vizibil. Să fii vizibil. Și dacă te uiți în ziare, peste tot scrie. Acum, vreau să vă spun, din moment ce ești persoană publică, Trebuie să-ți asumi orice exact chestie. Asta vroiam și eu să zic. N-ai ce face, pentru că oamenii care te urmăresc vor să vadă și partea asta. De ce există atât de multe ziare de cancan, site-uri și așa mai departe? Pentru că oamenii iubesc să vadă ce fac. Iubesc ce bârfa. Pentru că oamenii trăiesc din asta. Până la urmă e o formă de bârfă. Scrisul că doamna Saveta Bogdan a fost cu taximetristul și taximetristul din admirație a pupat-o pe doamna Saveta. Un obraz din respect. Și ne fac și eu o poză când nasă, nu știu ce. Eu știu la cine dă la poza și ce face, nu? Dar nu poți să zici nu, că ți-e rușine. Cu la serinătate, cine dă poza și ce face, aflăm după o scurtă pauză. Cu serinătate revenim noi și cu fără vanitate. Κάθε βράδυ στον καθρέφτη να κοιτώ τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω τη μέρα αυτή που μ' άφησες για τελευταία φορά να σ' αγκαλιάσω. Απόψε θα σ' ονειρευτώ όπως θέλω εγώ, δίκια μου μέχρι το πρωί. Μόνο σε μένα ναι θα νικείς. Απόψε θα σ' ονειρευτώ, τα χείλη σου θα θυμηθώ, θα σε κρατάω στα χέρια μου. Πότε να μην μου ξαναφύγεις, κι αν μου τα πήρες όλα εσύ, κρατάω τα όνειρά μου. Φτιάχνω μια δεύτερη ζωή και σ' έχω εδώ κοντά μου, κοντά μου. Thank you.
drástica. Να ζω με αναμνήσεις και να είμαι τόσο αφελής που να πιστεύω πως θα ξαναγυρίσεις. Κουράστηκα να ζω με την αλήθεια και να κοιτάζω την καρδιά σου να χτυπά η άλλον μες στα στήθια. Απόψε θα σε ονειρευτώ και θα σε όπως θέλω εγώ, δίκια μου μέχρι το πρωί. Μόνο σε μένα ναι θα νικείς. Απόψε θα σε ονειρευτώ, θα σε κρατάω στα χέρια μου, ποτέ να μη μου ξαναφύγεις. Κι αν μου τα πήρες όλα εσύ, κρατάω τα όνειρά μου. Φτιάχνω μια δεύτερη ζωή και σε έχω εδώ κοντά μου.
Să-ți-ai fată bogată, la 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 la, și ți-ai găsit una hâdă, ca să te ție de slugă, ca să te ție de slugă, la 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 la. Și pe nașul ca un soare, nașă dragă.
așa o privire, te lasă fără simțire. Dacă n-așa vrea și poate, le face bine pe toate. Are n-așa o privire, te lasă fără simțire. Dacă n-așa vrea și poate, le face bine pe toate. Nașa, ce frumos mai joacă, nașă, dragă, nu e nimeni să o întreacă, nașă, dragă. Așa nașă n-am văzut, nașă, dragă, de când mama m-a făcut, nașă, dragă. Are nașa o privire, te lasă fără simțire. Dacă nașa vrea și poate, le face bine pe toate. Are nașa o privire, te lasă fără simțire. Dacă nașa vrea și poate, le face bine pe toate. Bravo! Ca să vă meargă evenimentul strună, trebuie să vă cânte Lavinia Furtună. Are nașa o privire. Are, are, dar ce n-are nașa, spun da. Eu. Are nașa astăzi și un sărbătorit care se numește Alexandru Recolciuc, doamnelor și domnilor. Este prietenul nostru de suflet, este un om extraordinar pe care noi am avut ocazia să-l cunoaștem ca om, ca artist și îi spunem această dimineață împreună. La mulți ani! Bună dimineața, Alexandru Recolciuc! From Milano! Ciao, ciao! Cum stai? Alex, bună dimineața, Lavinia, bună dimineața, Vera, bună dimineața, întregii echipi. Mi-a fost dor de voi. Ei, da, și nu de tine la... ne este dor. Sunt la Milano de câteva zile, un spectacol organizat de comunitatea română din Bucovina. Aici sunt foarte mulți români din Bucovina veniți în Milano. Și tocmai târziu am ajuns azi noapte, am văzut apelul de la Vera și, domne, ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? Este ziua ta! Și ia uite da. Că o petreci în Italia ca să facem și o rimă așa. Da. Și îi salutăm pe toți românii plecați în Italia. Avem foarte mulți români acolo. Îi așteptăm și acasă și dorim și în platoul nostru, pentru că acum o săptămână am făcut o emisiune cu românii noștri artiști care cântă în Italia și trăiesc în Italia de peste 20 de ani și ne-a făcut o mare plăcere. De data asta merge România în Italia. Povestește-ne unde te văd românii noștri, pentru că toată Italia este cu ochii pe noi. Da, Berlusconi invidios, Vâncică, zic eu. Într-un restaurant românesc de aici, de la Casa Tisma, de lângă Milano, a fost peste 300 de români din Bucovina. Și vreau să spun că am fugit de acasă doar noi doi, eu și soția. Alexandru, ți-au adus toți cadouri, recunoaște. Poftim? Ți-au adus toți cadouri? Și n-ai bagaj de cală. Asta no. Tu dacă vrei să venim cumva să te ajutăm într-un fel sau da, altul, noi cu asta ne ocupăm, tu cu apelează la noi că știi că suntem prieteni buni. Sunt foarte multe firme de curierat, Suceava, de Milano. Da, gata, s-a aranjat. Nu mai are nevoie de noi. Nu te descurci fără noi. Alexandru, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Tu chiar ești un om extraordinar de bun și îți urăm să fii fericit, să fii sănătos, să te bucuri de familia ta, de copiii tăi, de toți cei dragi, să ai evenimente frumoase întotdeauna, să fii răsplătit de public așa cum ți-e dorești tu și să știi că ești în sufletul meu. Și nu uită niciodată că și în pandemie a fost omul care într-un fel sau altul, momentul în care am avut nevoie o dată în viață de Alexandru Recolciuc a fost acolo prezent și o să-ți mulțumesc toată viața. Și eu mulțumesc, Lavinia, mulțumesc, Mihali, sunteți foarte dragi și aștept să ne vedem cu drag la București. Hai, te așteptăm pe scena succesului aici, că-ți spun eu că a fost frumos la Milano, dar și pe scena succesului la Matinal și Populari. Este extraordinar de frumos. La mulți ani încă o dată, să fii iubit, să fii fericit. Doamnelor și domnilor, face Alexandru Recolciuc cinste cu muzică chiar acum. Revenim. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani.
inimă scăldată în cântec, bucățica mea de suflet. Îi cânți lumii soaline și la rău, da și la bine. Of, inimioare, of, inimioare, of, of. Îi cânți lumii soaline și la rău, da și la bine. Of, inimioare, of, inimioare, of, of. Spune inimă și cântă, că-i greu și viața-i scurtă, și când jalea te apasă, lacrimile se revarsă. Of, inimioare, of, inimioare, of, of. Și când jalea te apasă, lacrimile se revarsă. Of, inimioare, of, inimioare, of, of. De la viață n-ai ce-i cere, că-ți dă și bune și rele. Nu te aștepți, dar vine pe rând, ca așa-i viața pe pământ. Of, inimioare, of, inimioare, of, of. Nu te aștepți, dar vine pe rând, ca așa-i viața pe pământ. Of, inimioare, of, inimioare, of, of. Cântă și aline, trăiești mai cu odine, și dă drumul ofului să se ducă în lumea lui. Of, inimioare, of, inimioare, of, of. Și dă drumul ofului să se ducă în lumea lui. Of, inimioare, of, inimioare, of, of. Doamnelor și domnilor, suntem în direct în platoul matinal și popular și pentru prima dată la noi vine Miki. Miki de la Capital, Miki care există pe piața românească din 1999, pentru că trebuie să le spunem telespectatorilor. Primăvara. Și că rezistă, pentru că ne legăm un pic bună dimineața, ne legăm un pic și de tema emisiunii. Dacă comunicarea este cheia succesului și avem specialistul nostru în comunicare și PR, Mara Eliza Barza, și vrem să știm cum s-a reinventat Miki de fiecare dată. Iată că Miki vine în această dimineață cu o premieră, cu un șlagăr, putem spune. Este șlagăr atât pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, pe rețelele sociale despre care am vorbit cu Mara mai devreme. Și Miki, care este veșnic tânără, toate secretele ei le vom afla astăzi la Matinal și Populari. Să rămână bună dimineața! Bună dimineața, Miki! Bine. Bună dimineața, bine v-am găsit! Bine te găsim și pe tine cu o bluză frumoasă verde. Așa de primăvară. De primăvară, da, exact. Cum ai spus, Capital s-a lansat pe 1 aprilie 1999. Atunci am lansat 25 de ani. Prima Iată că melodie suntem în luna vibrații. De 25 de ani. Da, da. Chiar au trecut 150 de ani, da. Și am început cu prima melodie, Vibrații, la care n-am filmat videoclip pentru că deja s-a dus pe primul loc în topuri și n-am mai avut timp să facem videoclip. Era pe vremea aceea, era o isterie cu această melodie pe toate radiourile, trebuie să spunem, pentru că cei care am trăit în acea perioadă știm acest lucru. Cumva toată lumea avea impresia că melodia nu este cu text românesc, cel puțin la refren. Unii făceau mișto de mine. Cumva
suna ca în franceză așa și unii cumva mă luau un pic, spuneau de cățeaua Lesi, pentru că spuneau le simt, le aud împrejur. Și am vorbit de prima melodie și vorbim de cea mai recentă. Pentru că am văzut că mulți spun ultima, nu este ultima, mai are surprize pentru voi. Cea mai recentă melodie, în care ai schimbat un pic abordarea muzicală. Ai venit așa cu picanterii, cu sare, cu piper în melodie și iată că este imnul TikTok-ului. Vrem să o ascultăm, după care stăm de vorbă despre comunicarea și succesul prietenei noastre, Miki. Doamnelor și domnilor, haideți să facem cu toții primul pas la dans. Fă tu primul pas, pas, pas și jur că n-am să te las, las, las. Hai, fă tu primul pas, 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 că privirea ta îmi dă glas, glas, glas. Să plecăm în lumea mare, să-mi fac zilele cu soare, alele. Fericire, cu puțin tupeu ar merge de la sine. Fă tu primul pas, pas, pas și jur că n-am să te las, las, las. Hai, fă tu primul pas, 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 că privirea ta îmi dă glas, glas, glas. Să plecăm în lumea mare, să-mi fac zilele cu soare, alele. Fericire, cu puțin tupeu ar merge de la sine. Fă tu primul pas, pas, pas și jur că n-am să te las, las, las. Hai, fă tu primul pas, 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 că privirea ta îmi dă glas, glas, glas. Să plecăm în lumea mare, să-mi fac zilele cu soare, alele. Am revenit, doamnelor și domnilor. Îi salutăm încă o dată pe toți prietenii noștri de pe Facebook, Matinal și Populari, pentru că au grijă să ne scrie în fiecare zi. Am primit și astăzi o mulțime de mesaje, dar revenim la Mara Eliza Barza, specialistul nostru în comunicare, care în această dimineață ne învață cum să fim mai vizibili, cum să rețeta comunicăm. Succesului. Rețeta succesului este, până la urma urmei, comunicarea cheia succesului. Noi zicem că da. Acum vă invităm și pe voi, fetelor, să participați alături de Mara în discuție, dar îți dăm ție cuvântul, Mara, că tu ești specialistul. Mulțumesc. Indiferent cât de talentat ești, dacă nu oamenii nu știu despre tine, nu comunici, nu ești rămâi vizibil, talentat la tine acasă. Rămâi talentat la tine acasă. Da. În loc de Baia Mare, te duci în Baia Mică. Acolo ai cele mai multe concerte. Și este păcat, pentru că eu mereu spun, cine se naște cu voce, e un har să ai o voce. Și vocea ta trebuie să ajungă la sufletele oamenilor, să fie auzită. Nu doar de tine în baie, așa cu toții cântăm în baie și eu am voce acasă. Dar una e să împărtășești celorlalți.
Așa. Uite, de, știi și că... depinde și cum comunicăm, că nu poți să pui tu cum comunici, de orice. Exemplu, cu publicul, cât ești de implicată în relația ta cu oamenii care te urmăresc pe Facebook, Instagram, TikTok, de toate. Eu sunt extrema cealaltă. Eu postez, cred că am vreo 5-6 postări pe zi, pentru că îmi place să vorbesc cu ei, să le transmit gândurile deci mele. Deci îți place, că sunt și artiști cărora nu le place. Și îți răspund? Da, eu cred că... da. Păi uite, da. Și acum mă uitam, am postat un mesaj, că ne vedem la Etno TV, matinal și popular, mi-au trimis comentarii cu poze din emisiune, că s-a uitat. Eu foarte cred că e foarte important să vorbim cu oamenii care, exact ce ziceam și mai devreme, sunt foarte curios să știe ce facem, să... dar trebuie să avem și grijă cum comunicăm, că nu poți să pui chiar orice fără nebunie, intimități. Fără intimități, exact. Așa. Da. Cu bun simț, cu respect, Michi, cum comunici tu cu fanii tăi? Am ascultat primul pas. Din așa. Punctul meu de vedere este un șlagăr și va deveni mulțumesc. Un șlagăr. Este o melodie antrenantă și cred că merge la toate evenimentele. Povestește-ne. Este perfectă pentru evenimente. Din acest motiv am și făcut-o. Am zis să ajungă la sufletul oamenilor. Și eu la evenimente când mai multe genuri muzicale, pentru că am trupă de covers. Dar cel mai mult îmi place folclorul și muzica de petrecere. Și cântam melodiile altora, melodii de petrecere, și am zis, de ce să nu cânt, să am și eu melodiile mele, originale. Și am făcut melodia aceasta. Aceasta este prima dintr-un număr de? De... mai am patru pregătiri, multe, ori să multe. Urmeze. Tot în da. Același gen? Sau da, te duci da, un pic da. Și pe muzica populară de... Horror, da, sârbe sau ceva mai mișcat. Combinat, așa. Combinat, da, combinat. Tu ești vrânceancă? Tata Tellerman, mama Vrancea. Da. Deci ești mix folcloric. Sunt-o, da. Ce muzică îți place? Ce îți place din muzica populară? Pentru că telespectatorii noștri iubesc muzica populară. Îmi place tot. Pentru că sunt româncă și am sângele încurge prin vene și simt. Adică îmi place, nu știu, când ascult folclor și când, mi se ridică părul în cap. Așa, ți se face pielea de găină. Clar, clar, clar. Cred că asta simțim toți cei care suntem români. Comunici cu fanii Comunic cu fanii mei foarte zilnic și pe Insta și pe TikTok și pe Facebook și pe Eu, YouTube. De exemplu, primul pas l-am ascultat pe TikTok. Pe TikTok am auzit acolo primul pas și m-am întrebat cine cântă această melodie, pentru că îți dă o energie aparte, îți dă chef să trăiești, îți dă chef da, să da, dansezi. Da, e să foarte te... antrenantă. Exact. Foarte antrenantă și ți-aduce așa o bucurie, nu știu cum... adică oriunde ai fi, te ridici, dansezi, n-ai cum să stai, știi? Îți fuge un număr, îți fuge piciorul, un șolt, da. Ceva. La petreceri și la evenimente ar trebui să ne fugă tot, ne fug și banii din buzunar când mergem. Da, pentru că Doamne așa ajută! Este. Da, 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 da. Vedem când încep nunțile acum. Comunicarea este importantă și pentru tine. Ai simțit că atunci când comunici în viața ta de artist, pentru că tu ai cântat dintotdeauna și vei cânta pentru totdeauna, ai simțit că comunicarea te-a ajutat, este prietenii, oamenii. Foarte importantă comunicarea, foarte importantă. Uite, ca să ne întoarcem un pic când m-am lansat cu Capital, în acea vreme fanii îmi trimiteau scrisori. Deci primeam la casa de discuri o grămadă de scrisori, ei scriau și îmi spuneau despre ei, de unde sunt... Și eu le răspundeam înapoi, adică le dădeam autografe, nu puteam să le scriu la fiecare câte o scrisoare întreagă, dar le dădeam autografe și le trimiteam cu poșta. Deci era foarte fain. Eu comunicam și de atunci. Acum e foarte ușor să comunici. Michi, avem ți-a aceste plăcut rețele. Locul acesta sau l-ai făcut forțat? Nu, că nu, e nu, vorba de casa de discuri, deci că managerul chiar... mă împinge să fac lucrul nu, acesta. Eu chiar mă bucuram când mergeam la casa de discuri și care vedeam o grămadă de scrisori, săream ca un copil. Exact. Cine mi-a mai scris? Și îmi puneau tot felul de floricele, tot felul doamna de... Doamna Bogdan, drăguț. Doamna nu, Saveta nu. Bogdan, ați primit scrisori? Am primit și scrisori, am primit și am foarte mulți fani. Îți dai seama, eu am o carieră de 60 de ani în spate. Mulți înainte. Mulți înainte. Dar eu personal nu prea am timp să le răspund pe Facebook sau nu știu ce. Dar mă întâlnesc pe stradă, fac poze cu mine, mă întâlnesc prin piață, pe unde mă duc, la magazine, fac și o poză. Deci toată lumea îmi pronunță numele. Și chestia asta zic mereu în gândul meu, măicuța mea. Nu degeaba m-ai făcut pe pământ și mulțumesc măicuții mele. Adică zic în gândul Putem eu. Să vă pronunțăm și noi numele? Da? Doamnelor și domnilor, cântă chiar acum la Matinal și Populari Saveta Bogdan. Mulțumesc.
să ud, mă. M-am gândit ca să mă duc, mă. Eu mă duc să târguiesc, la 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 la. Cu bagea să mă întâlnesc, la 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 la. Eu mă duc să târguiesc, la 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 la. Cu bagea să mă întâlnesc, la 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 la. Joi la târg, la Năsăud, mă. M-am gândit ca să mă duc. Bistrițăncile frumoase, îs harnice și voioase. Bistrițancă sunt și eu, la 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 la. Mă mândresc cu neamul meu, la 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 la. Bistrițancă sunt și eu, la 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 la. Mă mândresc cu neamul meu, la 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 la. Bistrițăncile-s frumoase, pesarnice și voioase. Din Bistrița Năsăud, mă, multe cântece s-aud, mă. Multe cântece răsună, la 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 la. Că suntem cu voie bună, la 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 la. Multe cântece răsună, la 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 la. Că suntem cu voie bună, la 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 la. Din Bistrița Năsăud, mă, multe cântece s-aud, mă. Și luna s-a vetaie numai una. Portul și graiunul lasă, la 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 la. Chiar dacă a plecat de acasă, la 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 la. Oriunde lume s-ar duce, la 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 la. Faima Bistriței o duce, la 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 la. Bravo! Bogdan, doamnelor, mulțumesc. Și domnilor, suntem așa de bucuroși. Ori de câte ori suntem în prezența doamnei Saveta Bogdan, pentru că ne dă așa o energie foarte bună și să știți că este un exemplu pentru noi toți. Și de multe ori vă admiram de-a lungul timpului, chiar și la filmări, dragul meu Mihalis. Sunt convinsă că ți-aduce aminte despre ce vreau să povestesc. Cu câtă energie venea doamna Saveta și stăteam ore în șir și filmam. Nu se văieta niciodată, niciodată. Așa s-ar de Leni, așa pantofii, că așa s-ar de Leni, busit, că... Dar să le spunem telespectatorilor că pe vremuri și eu și bănuiesc că și Michi și doamna Saveta Bogdan știm foarte bine cum erau filmările la televiziunea română, că spunem adevărul, unde nu mișcam în front ca să cântăm o melodie de 3 minute, așa. Ne trezeam dis de dimineață la 5, da. La 7 eram prezenți în platou, așa. Și ne așteptam rândul cu respect, cu răbdare, cu dedicare. Nu aveam fițe, eu vin, că sunt foarte mulți artiști acum cu fița maximă. Ei cântă trei surcele, trei lulele, da. Și vin, vai să mă băgați repede că trebuie să plec. Mai să vină poliția dacă trebuie să pleci tu, amărăciune. Da, Ziboda proste că te-a chemat pentru cineva. Pentru că eu, da. De fiecare dată, de câte ori mă duc la o emisiune, pentru mine... Era o mare plăcere. Și respectul. Și respectul față pentru de realizator public. Și față de public. Și față și de oamenii care muncesc pentru a face o emisiune. Că nu este ușor să facem o emisiune. Noi am început cu televiziunea română. Eu sunt rodul lor. Și chiar îi mulțumesc. Dumnezeu să o ierte pe doamna Florentina Zadnari, pe doamna Ioana Bogdan. Dumnezeu să le ierte. Le-am scris, am scris, au murit, s-au prăpădit. Dumnezeu să le ierte, le-am aprins lumânarea. Deci, domnul Vornicu, care era în perioada aia... Care au fost școli de televiziune, vai, până la urmă. De capul pentru meu. Fiecare dintre deci, cei care le-au călcat pragul la emisiune. Deci, îndrăznești să spui o vorbă la oamenii ăștia ceva, sau Maria Banu, sau doamna Elize Stan, sau... Nu îndrăznești să le spui o cuvânt. Dar e vorba despre dumneavoastră în emisiunea, da, noastră, așa cum este vorba despre fiecare invitat, da, în parte. Dragii și mei. Le spunem telespectatorilor, mulțumesc, că sunteți un model. Veniți întotdeauna la timp. Nu, da, spuneți niciodată nimic. De fiecare dată sunteți impecabilă din punct de vedere al costumului popular. Aveți răbdare să vă machiați, da, și să fiți așa cum trebuie să fie un artist în fața telespectatorilor. Cred că până la urmă este vorba de disciplină,
disciplină față de, nu știu, față de tine, respect față de oameni din jur. Și față de public. Și față de puteți public. Să-i dați microfonul, că am văzut-o și pe Michi, că vrea să intervină. Nu, uite, vine aici ca să-i lăsăm și lui Jesse, ca să vorbim și cu partea asta aici. În primul rând, cred că este respectul față de tine. Adică tu să te simți cu adevărat... Tu ești un artist și trebuie să te prezinți așa cum trebuie în fața publicului și să te respecti pe tine în primul rând. Eu am plecat, doamna Saveta, pe folclor normal, pe TVR. Eu am fost la Mamaia acum mulți ani și mi-aduc aminte și acolo câtă disciplină și cum nu mișca unul. Unul nu mișca. Da, nimeni, nu toți stăteam în culise să ne așteptăm. De ce s-au schimbat lucrurile fetelor după, nu știu, câțiva ani pentru de zile? Pentru că atunci era doar o și televiziune. Și e un pic haosul ăsta. Da, acum foarte printre... Eu nu cred că doar din cauza televiziunilor, că atunci era una, acum sunt mai multe. Eu cred că pur și simplu noua generație care a venit, tineri care au început să lucreze în astfel de televiziune, artiști noi, tineri, și au crescut în timpurile astea în care totul se schimbă, totul merge, totul e pe repede înainte și ne-am pierdut. Adevărul că am clipit de două ori, aveam 20 de ani, am mai clipit de două, am 46. Adică exact. Chiar clipesc și se duce repede. Aoleu, nu mai clipi așa de repede, că cine știe unde ajungem. Ne trezim la 100 direct. Ajungem doamnelor și domnilor, cât ai clipi, uite așa o vedem pe Michi la scena noastră. Pentru că ne dorim tare mult să o ascultăm în această doi dimineață. La singular. Doi la doi singular. La singular. Iau, doi la singular. E pentru noi, pentru matinal și populari. Și toți. Pentru voi, dragii noștri, cei mai buni prieteni ai noștri, colaboratorii noștri, doi la singular, cu Michi de la Capital. Am făcut și o rimă. Ca pe un scânt ai suflat dragostea în vânt. Ești frumos, dar minți urât. Când ies pe gura ta, cuvintele se rup. Clipele mi-ai arestat. Tic-tic-tac, mi-ai băgat zilele în sac. Uite, nu mai vreau să tac. De tine mă desfac. Doar o sete de trecut. Acum am sufletul uscat. M-arunc în brațe străine ca să te uit. Împreună am dansat pe ritmul inimii mele. Fapte nu ți-ai asumat.
Ție pașii m-au dus toată noaptea, toată ziua, jos prin voi și prin munți sus. Nu e loc ca România. Poți să faci grămezi de bani, nicăieri nu-i ca acasă. Sufletul ți-e împăcat când stai cu ai tăi la masă. Hai române, sus paharul, lasă grijile și amarul, să nu ceapă veselia, ca așa-i viața în România. Hai române, sus paharul, aici sunt casa și neamul, prietenii, copilăria te așteaptă în România. Doamnelor și domnilor, așa e viața în România, cu multă, multă veselie pe care o transmitem împreună cu toți invitații noștri de astăzi și românilor noștri din străinătate care ne urmăresc într-un număr foarte, foarte mare. Vă pupăm, vă iubim! Nu uitați că ne puteți vedea live. Poate sunteți în mașină, poate sunteți la muncă, bine să nu știe șeful că ne urmăriți pe noi. Avem foarte mulți prieteni care ne trimit filmulețe în această dimineață. Nu spunem cine să nu cumva nu, să despirăm. Nu, Doamne ferește! Apropo de tema, nu știu, pieselor pe care le cântăm, doamna Saveta, Michi, draga mea, folclor din toate zonele, petrecere, muzică lăutărească veche, dar îmi cere și manele, măi. Ce manea este cel mai cerut, doamna? Michi, am poți un bărbat vagabond, să-l înșel nu pot deloc. Nu știu ce mi-a fi făcut, de nu pot ca să-l mai uit. Am un bărbat vagabond, să-l înșel nu pot deloc. Nu știu ce mi-a fi făcut, de nu pot ca să-l mai uit. E golan, e vagabond, dar n-am ce-i face. Tot la Saveta se-ntoarce. E golan, e vagabond, dar e bărbat.
și iubesc cu adevărat. Știe, știe, știe. Acolo ne uităm la femeia frumoasă, nu să n-o ține în casă, s-o duci la mama ea, iar la la sine ea. Femeia frumoasă, să n-o ții în casă, s-o duci la mama ea, iar la la sine ea. Aia e piesa lui Leon. Leo de la Roșior, care are foarte frumos. Vedeți de ce o iubim pe Staveta Bogdan? Cântă de toate! Cântă! Nu se uită! S-a rupt lanțul de iubire. Hai să cântăm toți! Și-a început a rugini. Michi, știi piesa? Nu ia te mai gândi la mine. Ia și tu microfonul. Fost, nu va mai fi. Hai să vedem aici, așa? S-a rupt lanțul de iubire. Și-a început a rugini. Nu te mai gândi la mine. Ce-a fost, nu o să mai fie. Împreună am fost, ce mult ne-am iubit. Dar acum, bărbate, noi ne-am despărțit. Te-ai dus la 2 metri. Mulțumim frumos, mulțumim. Cât de frumos, cât de frumos, da. Mai glumim, frumos. Să știi că la voi mă simt bine. Pot să și glumesc, noi, pot și să noi râd, ne simțim pot bine, să fac orice. Doamna Saveta, dar vrem să avem de toate, avem și muzică bună în această dimineață, avem energie, avem oameni extraordinari. Michi are și ea o melodie pentru toți telespectatorii noștri. Salcia este o melodie de suflet pentru toți românii. Haideți să o ascultăm pe Michi! Thank you.
fi tu soarele pe cer, m-aș face când răsar în zori un câmp de flori. Ai la 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 la, boboce de trandaci, la 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 la. Are buză dusuți, ai la 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 la, boboce de trandaci, la 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 la. Dragul mi de bărbița mă, frumos știa săruta. Așa mândre se făcute, ai la 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 la, parcă nume se sărute, ai la 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 la, de le-ar vinde bădița, ai la 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 la, eu cu drag le-aș cumpăra, mai la 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 la, de le-ar vinde bădița, ai la 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 la, eu cu drag le-aș cumpăra, mai la 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 la. Așa mândre se făcute, parcă nume se sărute. Să le dea să fie a mele, ai la 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 la. Și cu drag eu i-aș da lui, ai la 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 la, tot albastru cerului, la 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 la. Și cu drag eu i-aș da lui, ai la 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 la, tot albastru cerului, la 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 la. Bucuroasă-l dacă cere să le dea să fie a mele. Putea eu i-aș da lui, măi, ai, la 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 la, tot albastru cerului, măi, ai, la 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 la, luna, soarele și vântul, ai, la 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 la, lumea-ntreagă, tot pământul, la 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 la. Te-aș putea eu i-aș da lui, mă, tot albastru cerului, mă. Doamnelor și domnilor, am revenit pe ultima sută de metri la Matinal și Popular. Trebuie să le mulțumim invitaților noștri pentru că sunt niște fete extraordinare și le mai așteptăm cu drag la Matinal și Popular. Le mulțumim tuturor celor care în această dimineață au stat alături de noi de la ora 8.30 și până acum aproape de ora 11. Le mulțumim prietenilor care ne scriu în fiecare zi pe Facebook-ul nostru pe Matinal și Popular, românilor din străinătate care ne trimit dragostea lor în fiecare zi. Mulțumesc Mademoiselle Atelier pentru ținuta mea de astăzi și Homes.ro pentru canapeluțele superbe și foarte comode și ție îți mulțumesc, dragă. Și eu îți mulțumesc astăzi și colegilor noștri. Ne revedem mâine dimineață la 8.30 cu o emisiune extraordinară, normal cu surprize, pentru că în continuare Andreea și Marin sunt la post. Nu uitați, bunătatea este gratis, profitați din plin de ea, să aveți o zi extraordinară. Pe finalul emisiunii ne cântă Miki, de-ar fi să vii, să veniți în fiecare dimineață de la 8.30 la emisiunea noastră frumoasă. La revedere!
Cierto.